În curând, numai la Cartoon Network. O sperietură pe măsură. Se întâmplă din nou, nu-i așa? În fiecare an. Ce e acel Frankendovlac? Ce temperatură am? Așa e! Sufăr de febra Halloween-ului! Ador Halloween-ul! E singura zi din an când am voie să sperii copiii fără să fiu suspendat de inspectorat! Și în fiecare an îi sperii bine! Îmi aduc aminte de anul ăla cu marele păianj în surpriză! Ciu-ciu! Țagă-țagă! Uga-uga-uga! Și marele clasic, monstrul din borcanul cu dulciuri. Chema-chema! Am făcut o gaură în masă, dar a meritat. Dar cea mai tare speritură de Halloween a fost aia de anul trecut, când m-am costumat în contele Jegcula. Dar alea au fost așa legere. Anul ăsta o să-i sperie rău. Gata cu clovnăriile. Sperieturile lui șef nu sunt deloc bune. Omul ăla n-ar putea să sperie niciun bebe. Uneori nici nu pot să mă prefac. Fac gen... Să nu ne ascundem după deget. Sperieturile lui sunt foarte, foarte nasoale. O mai ții minte pe aia cu păianjenul? Ciu, ciu! Ceaga, 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 ceaga! Uga, uga! Wow! Ajutor! Ajutor! Sau pe aia cu dulciurile. Poți eu și eu una, șef? Gaba, gaba! Bine, o să gaba, gaba eu. Anul trecut a fost cea mai rea dintre toate. Știm că ești acolo. Hei, nu, stop! Mergem înăuntru. Ar fi fost amuzant dacă nu erau atât, atât de triste. Cea mai înfricoșătoare parte a fost când s-a întors din gunoi mirosind. Poate că anul ăsta va decora și atât. Chiar sper, pentru că devine jenant. Pasăroase, mersi pentru nimic. Haide, liliac pe cracă, zboară. Ce tot faci? Stai calm, sunt eu. Oh, Gwen! De ce nu reacționează așa oamenii atunci când încerci să-i sperii? Nici măcar nu încercam să te sperii, e doar un cadou. Păi e un cadou la care speram. Te-am speriat vreodată de Halloween, Gwen? Oh, wow, nu. Chiar trebuie să-i sperii pe copii anul ăsta? Dacă tu chiar vrei să-i sperii, cere ajutor de la cineva care e foarte, foarte bun la asta. Da, poate, dar cine? Păi, cunoști pe cineva ciudat și sumbru? Nu prea râde sau zâmbește? Stă întotdeauna singură? Bine, mă gândesc. Cineva care se îmbracă negru? Stă în biroul tău chiar acum? Numele ei rimează cu Ren? Moren? Eu, mă referam la mine. Tu mă sperii? Ajută-mă să-i sperii, Gwen. Te rog, te rog. Credeam că n-o să mai zici. Și uite așa face o sperietură pe cinste. E perfect! Copiii nu vor mai dormi niciodată. Am doar o sugestie. N-ar fi mai înfricoșător dacă... Au! Hey, eu sunt șefa, fără întrebări, fără schimbări. Am nevoie de un buget nelimitat. Card de credit, te rog. Nu știu dacă vreau să-i sperii atât de tare. Pe la spatele tău te numesc Cârnăcior Sperietor. Tu ești șefa. Te pricepi. Stop! Nimeni nu intră în grădiniță. Mie-mi cam miroase a ciorbă de sperieturi stil Halloween. Greșit, Duncan, nu mai fac sperieturi de Halloween vreodată. Bine, de ce nu? Pentru că cel mai înfricoșător lucru la contele Jegcula a fost felul în care miroseam când am ieșit din gunoi. Nu? Oh, vai!
Deci nu ne putem duce înăuntru pentru că ne-ai auzit când te vorbeam de rău? Nu, se face deratizare pentru că e o infestație cu urși. Infestație cu urși? Asta clar e o nouă sperietură nereușită. Scuză-mă, mă duc să învăț. Chiar sunt. Nu e farsă. V-am spus că nu mai fac din astea. Inspectoratul ne-a găsit un loc provizoriu. Alăturați-vă celorlalți copii. Are aceeași culoare ca dinții unchiului meu. Oh, frate, chiar trebuie. Ultimul ajuns e hrană pentru urși. Deja sunt speriați. Dar cât a costat ursul? Am spus, fără întrebări. Haide. Am ajuns, copii. Pare a fi cam veche, nu-i așa? Arată ca o casă care mănâncă oameni. Oh, Cody, nu fi prostuț. E doar o școală veche care a fost închisă acum câțiva ani din motive misterioase care n-au ieșit la iveală. Asta sună și mai rău. Mă sperie foarte tare. Nu vreau să intru. Copii, copii, aveți impresia că e înfricoșător doar pentru că e Halloween-ul, acea zi din an când spiritele ies din lumea de apoi ca să ne bântuie. Hai să intrăm. Sunteți pregătiți? O să descui ușa cu cheia asta și apoi putem să... Să nu intrați! Cine ești? Eu sunt doamna Poponeț Îngrijitoarea. Am fost directoarea acestei școli timp de 50 de ani. 50 de ani? Sigur ești bătrână. Ce ai spus, copile? Te întreb pentru că nu mai aud cum trebuie. Urmați-mă pe mine. Chiar n-ați vrea să vă pierdeți pe aici. N-ai menționat-o bătrânică înfricoșătoare. Am întâlnit-o ieri seară când verificam tot. Chiar a fost doamna directoare. E cam înfricoșătoare. Exact, de asta am angajat-o. Oh, cât m-a costat treaba asta? Uite, ori sunt eu șefa, ori poți încerca tu să-i sperii, cârnăciorule. Scuze, scuze, tu ești șefa. Asta e unul dintre holuri. Le folosim pentru a conecta camere. Păi da, cam asta fac holurile. Nu chiar. Multe dintre holuri duc către fundături ciudate. Hei, tocmai ai făcut o propoziție obișnuită înfricoșătoare. Normal că suntem lângă bucătărie. Vedeți? Bucătăria. Deci, aici venim ca să luăm o gustare? Nu! Când vreți o gustare, ascundeți! Înțeles? Fugiți! Vă ascundeți! Te referai la gustarea voastră? Da, da, aici veniți. Urmați-mă, copii. Vă duc în sala de clasă. De ce e o ușă în podea? La o parte! Acolo e pivnița, pe care o ținem încuiată tot timpul, în special când e lună plină. Ce-i cu aia? O fi fost vântul. E grozav. Chiar și mie mi-e frică și știu că totul e o farsă. După cum vedeți, ăsta era locul perfect unde să încurajez excelența educațională. Ce se aude? De unde vine muzica? Nu cântă muzica aici. Credeam că am auzit voci, copii cântând. N-ai auzit nimic, ai înțeles? Și mie mi s-a părut. Sună ca un cor de copii ciudat. Dar Gwen n-a menționat asta în planul ei, deci, în orice caz, par a fi speriați copiii sau ce? Cântatul a fost interzis aici după înfrângerea dezastruoasă a corului de la regionalele din 67. Legenda spune că au cântat atât de prost încât fantoma performanței lor încă bântuie locul ăsta. Unde sunteți? Stați așa, copii, aproape am rezolvat. Unde s-a dus? Zim că face parte din plan. Aș vrea să pot, dar nu pot. Totul e în regulă, copii. Vă voi proteja. Să fim curajoși. O să deschid telefonul și o să sun pe mami. O sperietură pe măsură.
și tăiați. Bună treabă, copii. Șef nu și-a dat seama de absolut nimic. Am reușit! Da! Ce față a făcut! Oh, da! Șef e ragen. Hei! Încă mai avem multe de făcut. Concentrați-vă. Harold? Ne întâlnim în camera de control. Duncan, leșona să fie gata în 10 minute. Hei, sunt un make-up artist de efecte speciale, nu-s magician? Voi ceilalți, respectați scenariul și programul. Zici că ești Courtney. Mai zi asta odată. Eu tac. Am investit prea mult din timpul meu și din banii lui șef ca să dau rateuri. Deci da, zici că-s Courtney, dar Courtney rezolvă tot. Să nu-i spuneți ce-am zis. A fost perfect, bunico. N-am fi reușit fără tine. Fac orice pentru nepoțica mea favorită. Și acum mă duc la bingo. Bine, succes. N-am nevoie, o să trișez. Nu pot să cred că aia e bunica ta. Nu-mi pasă de voi restul. Oh, acum cred. Șef și cu ceilalți ar trebui să ajungă la subsol. Să o facem. Courtney, Zahărel, unde-i Cody? Sunt o clătită! N-avem timp să ne jucăm asta, Cody! Au! Ce s-a întâmplat? Unde suntem? Cred că leșin! Prinde-mă! Nu! Nu ăsta era planul! Ce vrei să spui cu? Nu ăsta era planul! Nimic! Fără panică! Tot ce trebuie să facem e să o găsim pe Gwen și... Corul ciudat s-a întors! Gwen, unde ești? Scoate telefonul! Sună la inspectorat să ne ajute! Da, îi sun! Intră apelul lui șef, vezi? Nu uita, ești o doamnă drăguță și bătrână. Sunt gata! Ieri am lucrat la povestea personajului meu! O cheamă Helen! Are două pisici, colecționează ceainice și e alergică la un anumit soi de napi. Răspunde la telefon. Inspectoratul grădiniței? Helen la telefon? Cu ce vă pot ajuta? Oh, foarte bine! Suntem blocați în subsolul grădiniței ciudată. Îi puteți spune doamnei Popone să vină la noi? Vai! Dar doamna Poponeț a pierit acum 25 de ani, chiar în acea casă! Cum? Cum a pierit? Știam că va întreba. Păi! Nu cred că ar trebui să-ți spun asta, dar... Alo? Helen? Alo? Ajută-ne să reușim să... Bun, activează aparatul care blochează semnalul ca să-i împiedice apelurile. Deja am făcut-o, scumpo! Ceaiul e oribil! Cum poate Helen să bea asta? Bine... Ta-da! Oh, hai, de ce mai e? Tocmai ai dat un telefon! Cum de nu mai este semnal? Doamna Poponeț era cumva la... Lapona? Cody, voiai să spui fantoma? Și da, cred că da! Ce? Nu există fantome, copii! Trebuie doar să găsim o ieșire și sunt sigur că vom... E un hol chiar aici! Bine, Zahărel! Foarte bine! Du-te tu! Mi-e frică, șef! Mergi tu primul! N-are de ce să-ți fie frică, e doar un hol! Cody, mergi tu primul! Sigur! Doar să-mi iau la revedere de la prieteni! Bine... Șef, haide! Easy, șef merge pe hol acum! Ești pregătită, da? Chiar sunt! Oh, vai, se uită picturile la noi! Vedeți și voi asta, copii? Ce să vedem? Easy, ți-am spus să nu faci asta cu pictura cu câini. Ai noroc că a mers. Mergi la următoarea stație. Urăsc lucrul cu amatorii. Se apropie de scările din est! Perfect! Duncan, leșona e gata? Munca mea e perfectă! Nu mă plătești suficient de mult? Nu te plătesc absolut deloc! Du-o jos! Urmează partea ei! Te comporți cam urât cu el! Nu-i așa, dovlecel? Vai mie! Ne întoarcem sus, găsim sala de clasă, îi luăm pe ceilalți și ieșim de aici! Ce sperietură, leșona! Du-te la următorul loc!
Owen, să ajungi în clasă în curând. Pe poziții. Owen, copii, trebuie să... Unde sunt? Pe aici trebuie să fie. Duncan, Beth! Poate s-au dus să ne caute sau ceva. Da, hai să stăm lângă birourile astea vechi și să așteptăm. Mie îmi sună bine. Am obosit de la atâta stat în brațe. Harold, e de rău, foarte rău. Vom fi în regulă, nu, șef? Zaharel, pleacă de acolo! De ce? Ce-a fost asta? Mi-e frică! Zaharel! Tare, Owen, acum lovește-i cu sânge fals. Sânge care se prelinge? Poftim? Owen, ce s-a întâmplat cu restul de gem de căpșuni? L-a mâncat! Iar s-au decorul ăla ciudat! Vreau să plec din locul ăsta! Mă pricep! Poate că atunci când cresc, voi fi un pian! N-am fost mai sperat în viața mea! Măcar nu sunt singur! Ne trebuie un plan nou, mă gândesc! Liniște! Cred că am eu un plan! Și eu la fel! Cody Touch! Vorbește deșteapta! Poate găsim un telefon atașat de perete. Cred că se numesc telefoane fixe. Dacă am găsit... Am rămas doar eu și Cody. Nu vreau să fiu singur cu Cody. Înțeleg, eu mereu sunt singur cu mine. Pot să devin destul de enervant. Bună treabă, Lășona! Bun țipăt, Courtney. Știu! Mulți actori au devenit politicieni excepționali, să știți. Contez pe voturile voastre? Nu. O să te votez. Ce? Fața mea era deja pătată când am ajuns aici. Aha. Pregătiți-vă pentru marele final. Să-l speriem până face pe el. Beth, dacă șef și Cody vin spre tine, va trebui să-i trimiți către Duncan. Regret că am zis că o să fac orice treabă îmi dai de făcut. Sunt Lily aici, Beth. Gândește-te că s-al bine fără dungi. Gwen, Courtney, oricine? Alung spiritele rele! Nu seamănă deloc cu albinele! Ce se aude? Cody, vă ordonă să plecați! Șobolanii ăștia sunt forțoși! Am pierdut toți copiii! Pe toți! Am nevoie de ajutor! Ce se întâmplă? Dar e imposibil! Scoateți-mă de aici! Îmi pare rău, copii! Ce se întâmplă? Te-am prins! Am venit! Gwen, copii, sunteți bine? Dar nu mai înțeleg, Gwen! Avem un plan și... Da, te-am păcălit. Am făcut asta ca să-ți mulțumim. Să mulțumiți? Pentru toată munca pe care o depui în fiecare an ca să ne sperii. Dar ești cam varză. Au! Dar chiar apreciem efortul. Toată munca depusă a fost un cadou pentru mine? Haideți, veniți aici, copii. Oh, am uitat cea mai desperiat parte. Factura pentru tot ce am luat. Se pare că lui șef a început să-i placă Halloween-ul iar. Dar unde s-a dus? Da, nu l-am văzut deloc de dimineață. O fi înăuntru, pregătind o sperietură înfricoșătoare. Da! Cea mai bună sperietură, da! Tare, șef. Mersi, am învățat de la cei mai buni. Te-am speriat măcar puțin? Nu, nu ești atât de bun. Covorul cel nou. Nu a mai fost atât de murdar. Așa e, nu? Și voi credeți că scurtătura